Bună, eu sunt Flo și în anul 2014 am fost în Tunisia pe un internship despre educație culturală. Am descoperit cultura Tunisiei, am călătorit, am vizitat familiile native, am cunoscut mai bine care sunt obiceiurile lor, era Ramadan atunci, am încercat și noi internaționalii să vedem cum e, cum costă asta și apoi am scris diferite articole pe cum vedem Tunisia prin ochii noștri. Îmi doream să fac ceva cu vara mea, să fac ceva care să conteze, să am un impact și nu știu, am zis că așa un pic puțin neîncrezătoare platforma unde trebuia să-mi aleg internship și am trimis vreo 5 e-mail-uri și și asta din Tunisia m-a atras ceva la el în mod deosebit și am zis că hai că aplic și am avut interviu și a doua zi, adică procesul ăsta poate să dureze săptămâni. La mine o durat o zi, a fost dragoste la prima vedere între proiectul ăsta și s-a potrivit cu programul meu și în mai puțin de două săptămâni eram deja pe flyer tuniziene. Global Citizen pentru mine e programul care îți deschide ochii și îți lărgește orizontul, adică chiar Global Citizen e lucru care te face să uiți de toate granițele pe care le punem noi, țările, județele, continentele, te face să uiți de astea, toate dispar. Dintr-o dată tu ești un cetățean global și cu toți cei din jur de toate celelalte culturi aveți deja ceva în comun.